Bună ziua și mulțumesc și eu pentru invitație. În prealabil discutasem cu organizatorii să ating trei subiecte în intervenția mea. Evoluția prețurilor în piețele angro din Europa la gaze naturale, plafonarea prețurilor și compensarea facturilor, respectiv problematica furnizării de ultimă instanță. Ca și o introducere la cele trei subiecte, trebuie să remarcăm faptul că în privința gazelor naturale, România se află într-o poziție de avantaj față de celelalte țări membre, datorită faptului că încă avem o producție proprie de gaze naturale, una chiar semnificativă, care acoperă 70-80% din necesarul de consum al țării. Cu toate că această producție este în scădere, dar în același timp avem și perspectiva unor noi zăcăminte deja descoperite, care așteaptă să fie exploatate și care pot face parte din mixul nostru energetic pentru următorii 20, chiar 30 de ani. Depinde doar de noi dacă vrem și vom face tot posibil ca acest lucru să se și întâmple. Cu toate că tendințele globale și europene sunt înspre renunțarea treptată la sursele fosile, inclusiv la gaze naturale, acest lucru, această renunțare, nu se poate întâmpla subit. Și asta deja se vede în piață, se reflectă în piață. Poate încă nu vedem cifre concrete, dar putem intui că la nivel european renunțarea la cărbune și la energia nucleară din partea unor state cu un consum semnificativ de energie electrică a rezultat deja și în continuare va rezulta o creștere a consumului de gaze naturale, în special consumul pentru producția de energie electrică. Și, cum am spus, dovada acestui lucru este tocmai evoluția prețurilor pe piețele angro de gaze naturale din Europa. Vedem cât de sensibil este prețul gazelor naturale și cât de dezechilibrat este raportul dintre cerere și ofertă. Cât de repede reacționează piețele la orice anunț, la orice știre cu privire la sursele de gaze naturale, în special cu privire la știrile care au legătură cu principala sursă de gaze naturale a Europei, gazele din Rusia. Având în vedere că deja, uite, suntem în pragul iernii și într-o săptămână oficial începe acest sezon de iarnă și inclusiv prognozele arată că urmează niște temperaturi mai reduse, eu personal nu mă aștept în următoarele 3 sau 4 luni la o scădere a prețurilor pe piețele angro de gaze naturale. Dar începând cu primăvara anului 2022, scăderea mult așteptată aș spune că este condiționată de anumiți factori. Cum ar fi autorizarea și începerea livrărilor pe Nord Stream 2, cum ar fi producția offshore din Marea Neagră, cum ar fi politica Uniunii Europene privind decarbonarea, dar lucruri mai specifice, de exemplu, politica energetică a noului guvern din Germania, care va influența, așa cum influențează și acum, va influența piețele de energie din regiune, dar, bineînțeles, și unele decizii politice în domeniul energetic, decizii locale în România, privind strategia energetică. Cum facem față la aceste prețuri care, cum am spus, eu mă aștept să rămână la același nivel pentru cel puțin până în primăvară? Categoric putem să spunem că primul refugiu este și va fi în această iarnă legea 259, legea privind compensarea facturilor și plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Nu am participat de la început la această conferință și eu am participat la ședința Comisiei de Energie și Infrastructură din Senat.
Nu știu care este stadiul normelor care trebuie aprobate de către cele trei ministere implicate. Am văzut un proiect de ordin săptămâna trecută la care am formulat și noi observații și propuneri de amendamente și de completări. Vedem și s-a discutat deja că deocamdată majoritatea furnizorilor în lipsa unor norme au amânat emiterea facturilor pentru consumul lunii noiembrie, așa că probabil puțini consumatori vor fi puși în situația să plătească consumul pe luna noiembrie neplafonat sau necompensat, deocamdată. Sper că elaboratorii acestor norme să ia în calcul propunerile pe care le-am trimis, pentru că riscurile de a crea blocaje în piață sunt destul de mari. Și vă dau un singur exemplu. În actuala formă a legii și a normelor, ANR nu poate calcula prețurile medii de achiziție a energiei electrice și a gazelor naturale după fiecare lună închisă pentru această perioadă de 5 luni. A trebuit să se închidă întreaga perioadă noiembrie 2021, martie 2022 pentru a determina pentru fiecare furnizor în parte ce compensări ar trebui să primească de la buget pentru a acoperi pierderile datorate plafonării prețurilor. Cu acest lucru, în cazul multor furnizori, majorității dintre ei, mai ales în cazul celor mici, înseamnă faliment garantat. Și ușor, ușor, uite, ajungem la al treilea subiect, furnizarea de ultimă instanță, pentru că falimentul unor furnizori imediat ridică problema furnizării de ultimă instanță. Am văzut că în ultimele 3 sau 4 săptămâni, ca urmare a unor dificultăți financiare întâmpinate de anumiți furnizori din piața de gaze naturale, deja peste 50.000 de clienți de gaze naturale au ajuns la un furnizor de ultimă instanță. Și până la sfârșitul lunii este posibil să apară, deja sunt semne de la doi furnizori că au probleme în achitarea facturilor de transport și de echilibrare către Transgaz. Cei doi furnizori ar însemna încă 9.000 de clienți și iarăși câteva semne îngrijorătoare de la un mare furnizor care are spre 20.000 de clienți. Deci până la sfârșitul lunii sau mijlocul lunii decembrie ar putea să apară încă 10, chiar 20-30.000 de clienți care trebuie transferați. Categoric, rolul mecanismului de furnizare în ultimă instanță este tocmai de a asigura ca în orice condiție alimentarea acestor consumatori care rămân fără furnizor să fie continuă, indiferent de situație. Având în vedere că clienții preluați în regim de ultimă instanță înseamnă un efort financiar impredictibil pentru acești furnizori de ultimă instanță, adică furnizorul de ultimă instanță nu știe când și câți clienți va fi nevoit să preia. Achiziția gazelor naturale pentru alimentarea acestor clienți se face pe piețele spot sau chiar din piața de echilibrare, unde prețurile sunt cele mai mari. Cred că asta este principalul motiv pentru care avem deja 3 furnizori de ultimă instanță din 6 calificați care au semnalat autorității că renunță la această calitate de furnizor de ultimă instanță. Dacă ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru, evident, sunt cel puțin 2 sau chiar 3 cauze. Odată, evoluția prețurilor, care generează acest fenomen de abandon al clienților. Este un cuvânt urât, dar trebuie să folosesc în această situație. Abandon al clienților din partea unor furnizori care decid să iasă din piață pentru că pur și simplu nu fac față din punct de vedere financiar la achiziția de gaze naturale la prețurile pe care le avem în piață și vânzarea acestora la prețuri mai mici către clienți. Vedem că deja 7 sau 8 companii furnizori de gaze s-au retras din piață și oricât de mare ar fi un furnizor potențial, furnizor de ultimă instanță care trebuie să preia în regim de ultimă instanță 10.000 de clienți,
Această preluare a zeci de mii de clienți de pe o zi pe alta și pentru un furnizor mare este un efort financiar greu de dus și o impredictibilitate care înseamnă un risc greu de asumat de oricine. După aceea, cred că la această decizie i-a dus și legea 259, care nu tratează distinct acest regim de furnizare de ultimă instanță. E adevărat că, inclusiv pentru clienții preluați în regim de ultimă instanță, se aplică plafonarea și poate și compensarea dacă se încadrează în limitele de consum, dar vedem că încasarea, și v-am explicat de ce, încasarea diferențelor de sume dintre valoarea plafonată și prețurile din contracte este una deocamdată sumbră și e posibil ca înainte de aprilie sau chiar mai să nu vadă acești furnizori aceste diferențe. Cred că acestea sunt principalele cauze care îi îndeamnă pe furnizorii de ultimă instanță să renunțe la acest statut. Oricum, noi, probabil că ați remarcat, pregătim niște modificări legislative pentru a avea acoperire și în situația în care nu vom avea furnizori de ultimă instanță cu o capacitate administrativă și financiară suficient de mare ca să preia zeci de mii de clienți de pe o zi pe alta. Și avem în dezbatere publică un ordin prin care modificăm regulile. În principal, vrem să mărim numărul minim de furnizori de ultimă instanță de la 3 la 5. Vrem să propunem o cotă de piață minimă pentru furnizorii de ultimă instanță care ar putea fi obligați să preia clienți. Noi am propus 70%, dar procentul se poate discuta. Cred că putem să coborâm ușor acest procent de cotă de piață. Și trebuie să ne asigurăm că furnizorii care vor fi obligați să preia clienți de ultimă instanță, într-adevăr au capacitatea de a prelua acești clienți în piață, tocmai pentru a avea continuitate în alimentare. Mi-aș fi dorit ca, uite, trebuie să spun și acest lucru, mi-aș fi dorit ca liberalizarea pieței de gaze naturale sau renunțarea la prețurile reglementate să nu fie întreruptă și să avem o continuitate din 2017, când s-a liberalizat până la urmă piața, pentru că în acest moment, după aproape 5 ani, 4 ani și jumătate de piață liberă, am fi avut o piață mult mai matură, poate mai pregătită pentru această criză energetică.